Vămile văzduhului, repausarea Sfintei Teodora. Această vrednică de pomenit și devotată slujitoare a lui Dumnezeu și a Sfântului Vasile, povestește Sfântul Grigorie, ucenic al Sfântului Vasile cel Nou, s-a întâmplat de s-a sfârșit din viața pământească, fiind ajunsă la adânci bătrânețe de mulți ani, după ce servise cu multă credincioșie Sfântului Părintelui nostru Vasile. Atunci toți s-au întristat de trecerea ei din această viață, fiindcă iubea pe Sfântul și pentru că mijlocea pentru toți la dânsul, căci intra și vorbea cu el pentru trebuințele lor și ieșind le dădea răspunsul așteptat. Multora le părea rău de trecerea ei din această viață, pentru că era o femeie pioasă, bună, blândă, miloasă, fără de răutate și cu bună socoteală, făcându-și slujba ei cu mare smerenie, sârguință și devotament sfânt. Convorbirea cu viosului Grigorie cu sufletul Sfintei Teodora. Nedumerându-mă eu, zice cuviosul Grigorie, după moartea și repauzarea cuvioasei Teodora, ce să se fi făcut și petrecut cu ea, mă tot supărau gândurile pentru dânsa și mereu mă întrebam singur, socotind în sine-mi, oare în ce loc se va fi dus, la bine o la rău, oare se va fi mântuit, ori se va fi pierdut? Și oare ce folos va fi aflat ea din slujba făcută cu credincioșie părintelui nostru Vasile? Acestea, socotindu-le eu mereu, m-am dus la Sfântul Vasile și l-am rugat cu multă fierbințeală ca să-mi spună ceva despre dânsa și cum a repausat. Părintele Vasile mai întâi a tăcut și nu mi-a dat niciun răspuns pentru dânsa. Eu însă, întrebându-l neîncetat și supărându-l cu aceasta, într-o zi îmi zise cu față veselă, Fiule Grigorie, voi ești cu adevărat să vezi pe Teodora? Eu i-am răspuns, o, Părinte Sfinte, și cum o voi putea vedea odată ce dânsa s-a mutat de la noi, despărțindu-se de cele vremenice și ducându-se la cele veșnice? Sfântul mi-a zis, diseară o vei vedea așa după cum ai căutat-o de multe ori și vei cunoaște aceea ce dorești ca să înceteze gândul care te supără mult pentru aceasta. Eu atunci mă miram și socoteam, cum și unde oare aș vedea-o? Astfel foarte mult mă supăra gândul și doream să o văd. Aceasta însă mi se părea cu neputință. Sosind seara, m-am culcat în patul meu după obicei și am adormit. Atunci îndată am văzut un tânăr care îmi zise, scoală-te și vino de grab, îți poruncește cuviosul Vasile, dascălul tău, care are să se ducă acum la Teodora, dacă voiești cu adevărat să o vezi. Auzind eu acestea, îndată m-am sculat și mi s-a părut că m-am dus la locuința Sfântului, însă nu l-am aflat. Întrebând eu acolo, mi s-a spus că s-a dus să vadă pe Teodora, care mai înainte-i fusese slujnică. Stând eu așa mâhnit că nu l-am apucat acasă pentru a ne duce împreună, unul din ai casei mi-a arătat calea pe unde să mă duc la acel loc. Alergând eu spre locul acela, mi se părea că merg pe calea ce ducea la Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Vlahernă. Mergând eu astfel nedumerindu-mă, îndată m-am aflat fără de veste într-un loc strâmt și foarte cu greu de suit. Trecând cu multă frică și osteneală, am ajuns la o poartă mare și bine încuiată. Privind în lăuntru pe o ferăstruie spre a zări vreun cunoscut care să-mi deschidă, am văzut două femei, doamne cinstite, care stăteau pe treptele scării casei și vorbeau. Atunci am strigat să vină una dintre ele și venind am întrebat-o, a cui este casa aceasta?
Aceea mi-a răspuns, casa aceasta este a cuviosului părintelui Vasile, care chiar acum de curând a venit aici ca să-și vadă pe fiii săi. Auzind eu aceste cuvinte, m-am bucurat și i-am zis, deschide-mi, doamna mea, să intru aici înăuntru, că și eu, nevrenicul, sunt fiu al său și am venit împreună cu dânsul aici și de mult și alte ori. Aceea mi-a răspuns, tu aici n-ai mai fost niciodată, nici nu te cunosc. Deci cum îți voi deschide? Du-te la treaba ta, că fără întrebarea și porunca doamnei Teodora, nimeni nu intră aici. Auzind eu de Teodora și luând îndrăzneală, am bătut mai tare în poartă și am și strigat. Auzind Teodora cele ce se făceau, a venit la poartă ca să vadă pe fereastră cine este cel care bate și strigă. Văzându-mă ea, m-a cunoscut și a zis femeilor acelora, veniți și deschideți de grabă că acesta este Grigorie, iubitul fiu duhovnicesc al părintului nostru Vasile. Acelea deschizând, am intrat îndată înăuntru, unde m-a cuprins doamna mea, maica Teodora, îmbrățișindu-mă și binecuvântându-mă. Ea mă săruta cu multă bucurie și veselie zicându-mi, Domnul meu Grigore, cine te-a dus aici? Oare ai murit și te-ai slobozit din acea lume înșelătoare și așa ai ajuns în locul acesta fericit în viața veșnică? Eu, auzind acestea, mă minunam, înțelegând de săvârșit cele ce îmi grăia, pentru că mi se părea că le văd nu în vedenie, în vis, în uimire, ori în somn cu mintea mea, ci ca și fiind deștept, treaz și cu adevărat sau în realitate erau cele ce se făceau și le auzeam. Răspunzând apoi la întrebare, i-am zis, Doamnă, maica mea, eu încă n-am murit, ci încă sunt trăitor în viața pământească, însă cu rugăciunile și ajutorul bunului nostru părinte am ajuns aici, pentru a vedea cinstita ta față și spre a mă înștiința în ce loc și parte ai ajuns. Spune-mi dar, doamna mea, cu adevărat, cum te afli? Cum ai suferit la morții, cum ai trecut vămile văzduhului cu acele cete de demorăi și cum ai scăpat de răutatea lor măiastră? Te întreb acestea că-și cunosc destul de bine, că și eu singur voi pătimi aceleași îndată ce voi izbrăvi de trăit viața pământească. La întrebările acestea ea mi-a răspuns astfel, O, iubitul meu fiu Grigorie, oare ce pot eu să-ți răspund la aceste întrebări? Căci mi se întunecă și îmi tremură sufletul numai cât mă gândesc la cele întâmplări petrecute de mine. De groaza celor greutăți prin care am trecut, sufletul meu se face ca un mort, fără glas și fără putere, de multă frică. Drept îți spun că nici cu mintea mea nu îndrăznesc ca mă mai gândi la cele cumplite grozăvii prin care am trecut. Dar fiindcă cel care odată a murit și a ajuns în locul acesta fericit al celor mântuiți, n-are de ce se mai teme, pentru aceasta îți voi istorisi toate prin câte am trecut din vremea despărțirii mele de trup până acum, atât pe cât voi putea. Sfânta Teodora istorisește cuviosului Grigore despre cele suferite la moartea sa. Dragul meu, fiule Grigore, cele întâmplate și suferite de mine la moartea mea, pentru faptele mele cele rele erau așa de înfricoșate și nesuferite, încât și acum când mă gândesc, groaznic mă înfior. Dar cu ajutorul și rugăciunile cuviosului părintelui nostru duhovnicesc Vasile, cel luminat de Dumnezeu, vei ști, fiule Grigore, că s-au făcut cele grele ușoare și cele cu anevoie lesnicioase. În scurt timp, punând el mâna, necazurile și greutățile ce m-au întâmpinat, cu ajutorul și mila lui Dumnezeu s-au ușurat, cele nevindecate s-au săvârșit cu bine. Deci mulțumesc celui care împreună cu tine s-a întristat și rugăciuni fierbințe la Dumnezeu pentru noi fii săi, a înălțat și ne-a ajutat. O, fiule Grigore, cum îți voi povesti despre ceasul acela în care se despărțea sufletul meu de trup?
ce primejdie, câtă silă, câtă nevoie și câtă amărăciune și greutate pătimește sufletul atunci, în durerea și chinuirea aceea amară, ca să se despartă de trupul său. O așa înfricoșată nevoie și durere cuprinde pe cel ce are a-și da sufletul său, încât e asemenea unui om viu, care dezbrăcat și gol fiind s-ar arunca într-un foc mare, unde fiecare cărbune aprins îl arde și îl prăjește usturător, încât să leșine de dureri cumplite, pierzându-și fața și alcătuirea corpului său atât de groaznic, încât să iasă sufletul din el. Așa e de amară și groaznică moartea, fiul meu, și cu atât mai mult mai ales a celora care sunt mai păcătoși ca mine. Martor îmi este Dumnezeu că adevărul spun. Moartea la cei drepți însă nu știu ce fel este, pentru că eu, ticăloasă, m-am făcut prăvălia păcatelor și a păcătoșilor. Când m-am apropiat de sfârșitul vieții mele, spune Sfânta Teodora, așa a sosit ceasul despărțirii sufletului meu de trup. Am văzut o mulțime de draci stând împrejurul patului meu. Fețele lor schimonosite erau negre ca funinginea, ca tăciunele și ca zmoala, ochii lor ca niște cărbuni învăpăiați de foc, și vederea lor era grozav de urâtă, ca ghiena focului infernal. Aceia făceau o mare tulburare și gâlceavă. Unii răgeau ca dobitoacele, răgneau ca fiarele sălbatice, alții lătrau ca niște câini, urlau ca lupii, boncăluiau ca taurii, guițau ca porcii. Toți, iuțindu-se asupra mea, mă îngrozeau și se repezeau, scrâșnind cu dinți râșnițe la mine, vrând să mă înghită. Acele duhuri rele și urăcioase se pregăteau, aducând o mulțime de pergamente, hârtii, așteptând parcă să vină un oarecare judecător. Ei își desfăceau furioși hârtiile în care erau scrise faptele mele cele rele. Atunci sărmanul meu suflet a fost cuprins de mare frică și cutremur. Astfel, fiind muncită eu de relele acelea, deși mi-era destul amărăciunea morții, acea înfricoșată vedere a celor groaznici draci mi-a fost asemenea unei alte morți și mai cumplite. Întorcându-mi ochii încoace și încolo ca să nu mai văd înfricoșatele lor fețe și să nu mai aud glasurile lor infernale, nu puteam scăpa de ei nici într-o parte. Pretutindeni vedeam numai dragi grozavi înarmându-se împotriva mea și nu era cine să mă ajute. Într-o astfel de primejdie chinuindu-mă, mă torturam și leșinam de groază, de dureri și de cutremur. Deodată însă am văzut doi îngeri al lui Dumnezeu, luminați și foarte frumoși, care au venit la mine cu față veselă. Chipurile lor erau luminoase, ochii privitori cu dragoste, pericapului alb ca zăpada cu strălucirea în chipul aurului. Hainele lor erau ca fulgerul și în cinci cruciși cu brâie de aur. Aceia s-au apropiat de patul meu unde zăceam și vorbeau între dânsii. Eu văzându-i m-am bucurat cu inima și cu ochi veseli priveam spre dânsii, iar dracii aceia negri s-au depărtat puțin de patul meu. Atunci unul dintre îngerii începători de lumină a certat cu mânie pe acei draci întunecați zicându-le: O nedreptilor, blestemaților, necuraților, întunecaților, răilor, anatematisiților și viclenilor vrăjmași ai neamului omenesc, pentru ce apucați voi a veni înainte la cei ce mor, făcând atâta gâlceavă, îngrozind și tulburând pe tot sufletul ce se desparte de trup? Dar să nu vă prea bucurați, căci aici nu aveți niciun câștig. Milostivirea lui Dumnezeu este cu dânsul și voi nu aveți nicio parte la sufletul acesta.
Atunci dracii aceia, întărâtându-se, chiuind și gâlcevindu-se, arătau păcatele mele, zicând, nu avem niciun câștig aici, dar aceste păcate ale cui sunt? Au nu ea singura făcut acestea? Și așa gâlcevindu-se și certându-se aceia, eu stăteam pe pat, spune Sfânta Teodora, tremurând și așteptând moartea. Deodată, fără de veste, a sosit și moartea, răgnind ca un leu. Chipul aceleia era înfricoșat. Asemănarea ei era în o slabă formă omenească, cu trup fioros, alcătuit numai din oase omenești înșirate. Ea purta felurite unelte de muncire, săbii, săgeți, sulițe, bardă, coasă, secure, țepuși, pilă, seceră, teslă, undiță și alte felurite unelte neștiute și necunoscute de mine. Acelea văzându-le, smeritul, necăjitul și multruditul meu suflet s-a cutremurat de frică. Sfinții îngeri privind au zis morții, de ce zăbovești? Eliberează sufletul acesta din legăturile trupești. Dezleagă-l de grab și cu ușurință, pentru că nu are multă greutate de păcate. Apropiindu-se moartea de mine, a luat un ciocănaș cu care a desnodat vinele și cele 20 de unghii de la mâini și picioare, apoi toate încheieturile degetelor, brațelor și picioarelor mele, după care au rămas moarte, încât nu le mai putea mișca deloc. După aceea, luând o teslă, m-a lovit peste gât, tăindu-mi-l, după care nu mi-a mai putut mișca nici capul, de parcă nu mai era al meu. Atunci sufletul meu era în inimă și numai mintea le mai nălucea și cugeta pe toate. Apoi, umplând un pahar cu un oarecare amestec pe care, ducându-mi la gură, m-a silit al bea tot. Vai, Doamne! Și atâta de amar era băutura, aceea încât, nemai putând suferi, sufletul meu s-a scuturat și a ieșit din trup, zmulgându-se cu sila. Atunci îngerii purtători de lumină l-au luat în mâinile lor. Privind eu înapoi, am văzut trupul meu zăcând pe pat, mort, fără de mine în el, nesimțitor și nemișcat. Și precum cineva își dezbracă haina învechită și ruptă, aruncând-o încolo de pe sine, așa și eu priveam la trupul meu mort, fiind cu sufletul, trupul meu de care mă dezbrăcasem ca de o haină veche și de care lucru mă minuna mult. Faptele bune ajută pe Sfânta Teodora după moarte. Iubitorii de Dumnezeu și de mântuirea sufletelor omenești îngerii, istorisește Sfânta Teodora, pe când mă țineau în mâinile lor, mulțime de draci întunecați și nemilostivi m-au înconjurat strigând, sufletul acesta are mulțime de păcate, deci trebuie să ne răspundeți nouă la acestea. Așa strigând, arătau păcatele mele. Îngerii atunci căutau în cărțile lor faptele mele cele bune și aflau cu darul lui Dumnezeu câte cu ajutorul lui făcusem eu în viață, de pildă. De câte ori am dat milostine la săraci, de am hrănit pe flămânzi, de am adăpat pe însetați, de am îmbrăcat pe cei goi, de am găzduit pe cei fără de adăpost și pe străini odihnindu-i, de am slujit sfinților, de am cercetat pe bolnavi și pe cei întemnițați, de am urmat regulat și cu pietate la Sfânta Biserică, de m-am rugat lui Dumnezeu cu milință și cu lacrimi pentru iertarea păcatelor, de am ascultat slujbele Sfintei Biserici cu luare aminte, de am adus lumânări unde lemn, tămâie, vin și prescuri curate, la liturghii pentru vii și pentru cei repausați, de am cinstit Sfânta Cruce, Sfintele Icoane și toate cele sfinte cu evlavie, de am postit după rânduiala ortodoxiei, de am lucrat binele și m-am ferit de răutăți, de mi-am păzit gura a nu vorbi de șertăciuni, de a nu părâ, a nu grăi ponegriri, clevetiri, hule, minciuni,
năpăstuiri și alte felurite păcate ale limbii și am făcut în schimb cele bune spre slava lui Dumnezeu și zidirea aproapelui, de a-mi întors ochii mei de la deșertăciuni lumești. Și orice alte fapte bune aflau scrise în cărțile lor, le aduceau la cumpănă împotriva păcatelor mele. Atunci dracii aceia, văzând faptele mele cele bune, scrâșneau cu dinți asupra mea, vrând să mă răpească din mâinile sfinților îngeri și să mă arunce în fundul iadului lor. Dar fără de veste s-a arătat cuviosul părintele nostru Vasile, vorbind cu îngerii lui Dumnezeu. Cuviosul Vasile ajută mult sufletului Sfintei Teodora. Părintele nostru Vasile, ținând în mâinile sale ceva minunat, un fel de sicriaș cu daruri duhovnicești în chip de bani de aur, l-a dat îngerilor lumina zicând: Poftiți, domnii mei, acest suflet mi-a slujit mie cu bună credință, odihnindu-mi bătrânețele mele. Eu m-am rugat lui Dumnezeu pentru acest suflet și El mi l-a dăruit. Când veți trece prin vămile văzduhului și vor începe duhurile cetelor viclene a strântora pe acest suflet, să-l răscumpărați cu acestea de datoriile lui. Eu, cu darul lui Dumnezeu, sunt bogat duhovnicește, adunându-mi comoară mare în cer, din ostenelele, suferințele și sudorile mele. Dăruiesc, deci, sicriașul acesta pentru răscumpărarea sufletului acestuia, ce mi-a slujit mie cu mult devotament. Acestea zicând, le-a dat sicriașul și s-a dus. Văzând acestea, viclenii dragi au rămas uimiți și, ridicând glasuri de plângere, s-au făcut nevăzuți. Fugind dracii aceia, a venit iarăși plăcutul lui Dumnezeu Vasile, aducând împreună cu el mai multe vase cu un de lemn curat și cu mir de mult preț sfințit, pe care le țineau în mâini niște tineri frumoși. Sfântul Vasile a poruncit să le destupe, să le despecetluiască și să le toarne toate peste mine. După turnarea Sfântului Undelen și a Sfântului Mir peste mine, m-am umplut de o mireasmă duhovnicească, minunată și cerească. Atunci am văzut că m-am curățit toată. Fața sufletului meu s-a făcut strălucită și luminată, prea frumoasă și plină de veselie dumnezeiască. Apoi cuviosul Vasile a zis iarăși îngerilor care mergeau împreună cu mine: Domnii mei, după ce veți săvârși toate cele ce se cuvin cu sufletul acesta după rânduială, să-l duceți în locașul meu ceresc, cel gătit mie de la Domnul Dumnezeu, ca să petreacă acolo. Acestea zicând, s-a făcut nevăzut, iar sfinții îngeri, spurând în văzduh, m-au dus în sus spre răsărit. Vama întâi a vorbirii în deșert. Mergând noi de pe pământ la înălțimea cerului, ne-au întâmpinat la început duhurile văzduhului de la întâia vamă, la care se întreabă păcatele și cuvintele omenești cele deșarte, nebune și fără de rânduială, și îndată am stat acolo. Apoi ne-au scos multe cărți, în care erau scrise toate cuvintele vorbite din tinerețile mele. De am vorbit vreodată ceva fără de treabă și fără socoteală, iar mai ales de am grăit cuvinte de rușine, sau am făcut deșertăciuni și râs în tinerețile mele, precum este obiceiul tinerilor. Am văzut acolo scrise toate cuvintele mele cele nebunești, vorbele necurate, cântecele lumești fără de rușine, strigările fără de rânduială, râsurile și hohotele, și mă mustrau dracii cu acestea că mi-arătau vremile, locurile, persoanele, când, unde și cu cine m-am îndelenicit la vorbe deșarte,
și am mâniat pe Dumnezeu prin cuvintele mele, nesocotind că este păcat, nici nu m-am mărturisit la părintele meu duhovnicesc și nici nu m-am pocăit pentru ele. Văzând acestea, spune Sfânta Teodora, am tăcut ca o mută, neavând ce răspunde duhurilor viclene, pentru că mă biruiau cu adevărat și mă miram în mine cum nu s-a uitat la dânsii acel lucru care era trecut de atâta mulțime de ani, pe care eu de mult îl uitasem și după aceea nici în minte nu l-am cugetat vreodată, iar dracii mi le puneau înainte ca și cum astăzi le-aș fi grăit. Întrebându-mă despre toate cu deamănuntul și mi-aduceam aminte de toate că așa au fost. Apoi, tăcând și rușinându-mă, tremuram de frică, iar sfinții îngeri care mă duceau împotriva celor păcate ale mele au pus unele din faptele cele bune pe care le făcuse mai pe urmă și, neajungând acelea, au împlinit din darurile cuviosului părintului meu Vasile și m-au răscumpărat, iar de acolo am mers mai departe. Vama a doua a minciunii. Ne-am apropiat de altă vamă, ce se chema minciunii, în care se întreba de tot cuvântul mincinos, iar mai ales de călcarea jurământului, de chemările numelui Domnului Dumnezeu în deșert, de mărturia mincinoasă, de neîmplinirea făgăduințelor făcute către Dumnezeu, de mărturisirea păcatelor ce se face neadevărată și de altele asemenea ca acelea mincinoase. Iar dracii vămii acelea erau iuți și sălbatici, tare mustrau și întrebau. Când ne-am oprit, îndată au început a ispiti cu deamănuntul, și am fost vădită pentru două lucruri mici că mi s-a întâmplat a minți, nesocotind aceea ca păcat și că de multe ori de rușine nu mă mărturiseam cu adevărat înaintea părintului meu duhovnicesc, iar călcări de jurăminte și mărturii mincinoase și altele asemenea cu acelea n-au aflat în mine cu darul lui Hristos. Însă pentru minciunile care se aflaseră la mine, dracii dănțuiau și voiau să mă răpească din mâinile celor ce mă duceau. Dar sfinții îngeri, punând împotriva celor păcatele unele din faptele mele cele bune și mai multe din darurile duhovnicești ale părintului meu Vasilie, m-au răscumpărat și am mers mai sus fără de primejdie. Vama a treia, a osândirii, clevetirii și a judecării aproapelui. După aceea am ajuns la altă vamă, care se cheamă osândirii și a clevetirii. După ce ne-am oprit acolo, am văzut cât de greu este păcatul de a osândi pe aproapele și cât de mare rău este a cleveti grei de rău pe cineva, a osândi, a defăima, a huli, a batjocori și a râde de păcatul străin, iar pe ale tale a nu le vedea. Pentru că pe cei grăitori de rău, cumpliți întrebători, îi cercetau ca pe niște antihriști, care au răpit mai înainte cinstea lui Hristos Dumnezeu și s-au făcut pe ei înșiși judecători și pierzători celor de aproape ai lor, fiind singuri vrednici de mii de osândiri. Dar în mine, spune Sfânta Teodora, prin darul lui Hristos, n-au aflat mult acolo, pentru că mă păzeam cu din adinsul în toate zilele vieții mele să nu osândesc pe nimeni, ni să clevetesc, ni să grăiesc de rău pe cineva, ni să râd de cineva, nici să hulesc pe cineva. Însă uneori, din întâmplare auzind pe alții osândind sau clevetind, sau râzând de cineva, mă plecam spre dânsii puțin cu mintea, sau din nepaza minții adăugam la acelea câte o vorbă, dar îndată mă întorceam căindu-mă în sine și aceea mi s-a pus în osândire ca și clevetire de întrebători aceia. Deci de acolo, răscumpărându-mă sfinții îngeri cu darul cuviosului Vasile,
au mers împreună cu mine mai sus în văzduh. Vama a patra a lăcomiei și beției. Am trecut la altă vamă, care se numește lăcomia pântecelui. Și îndată au alergat asupra noastră cele duhuri necurate, bucurându-se ca de o dobândă aflată de ei. Și am văzut chipurile duhurilor acelora foarte necurate, care închipuiau pe iubitorii de desfătări și pe nesățioșii cu pântecele și pe urâții bețivi, dintre care unii se arătau că poartă vase și căldări cu mâncăruri, iar alții pahare și ulcioare cu băuturi. Dar se vedea hrana și băutura aceea gunoi necurat și întinare. De se arătau dracii aceia fi niște îmbuibați și beți, se arătau ca cei ce cântă din cimpoi și din toate instrumentele, după asemănarea cărciumarilor și a benchetuitorilor, bătându-și joc de sufletele păcătoșilor celor duși la vama lor. Dracii aceia ai lăcomiei și beției, ca și câini înconjurându-ne și oprindu-ne, îndată mi-au adus înainte toate păcatele mele, adică de a mânca în taină vreodată sau a mânca peste măsură și trebuință, sau de dimineață ca dobitoace le-a mâncat fără de rugăciune și fără semnul Sfintei Cruci. Apoi mi-au arătat de câte ori a mâncat în Sfintele Posturi mai înainte de obișnuita pravilă bisericească, sau mai înainte de masă sau din neînfrânare am gustat ceva, sau la masă peste măsură m-am săturat. Asemenea și bețiile mele toate mi le arătau, punându-mi înainte paharele și vasele din care m-am îmbătat și numărul paharelor băute zicându-mi, atâtea pahare ai băut în cutare vreme, la cutare banchet și la nuntă cu acei oameni, iar în altă vreme și în alt loc cu atâtea pahare te-ai îmbătat până la nesimțire și iarăși în alt loc și vreme atâtea sticle ai umplut de vin sau de altă băutură și iată atât de mult ai benchetuit cu muzică și jocuri, chiuind, cântând și sărind, încât abia ai fost adusă la casa ta slăbită de beția cea fără de măsură. Apoi îmi arătau și acele pahare de vin și băutură cu care uneori, în zile de post, de dimineață am băut până la îmbătare și nu le socoteam ca păcat, nici nu mă pocăiam de ele și pe alții îi atrăgeam la mese sau beții, sau în zile de praznic și în duminici, mai înainte de Sfânta Liturghie, am băut undeva un pahar. Pe toate acelea și alte plăceri și beții ale mele mi le puneau înainte, se bucurau ca și cum aveau mâinile lor sufletul meu și în adâncul iadului vrând să mă ducă. Iar eu tremuram, văzându-mă mustrată de toate acestea și neavând ce să răspund împotrivă. Dar sfinții îngeri, scoțând destule din darurile cuviosului Vasile, adică rugăciunile sfinților și slujbele bisericii și milostenia, împotriva păcatelor mele au pus pentru mine răscumpărare. Iar dracii, văzând răscumpărarea mea, au făcut tulburare zicând, amar nouă, am pierdut ostenirea noastră, a pierit nădejdea noastră, și aruncau în văzduh hârtiile pe care le aveau scrise împotriva mea. Iar eu, văzând acestea, mă înveseream și ne-am dus de acolo fără primejdie. Mergând, sfinții îngeri vorbeau între ei zicând, cu adevărat, mare ajutor are sufletul acesta, de la plăcutului Dumnezeu Vasile, și dacă nu i-ar fi ajutat cu ostenerile și rugăciunile lui, multă primejde ar fi răbdat trecând aceste ispitiri din văzduh. Iar eu, luând îndrăzneala, am zis către sfinții îngeri, stăpânii mei, mi se pare că nimeni nu știe din cei ce trăiesc pe pământ ce se face aici și ce-l așteaptă pe sufletul cel păcătos după moarte. Sfinții îngeri mi-au răspuns, au doar nu mărturisesc pentru acestea dumnezeiștele scripturi,
care întotdeauna se citesc în biserici și se propovăduiesc de sfinții slujitori al lui Dumnezeu? Însă cei ce s-au împătimit spre pământeștere de șertăciuni nu bagă în seamă de acestea și, socotind că îmbuibarea și beția din toate zilele le este desfătare, mâncând în toate zilele fără saț și fără oprire și bătându-se fără frică de Dumnezeu, având pântecele lor în loc de Dumnezeu, nici nu gândesc la viața ce va să fie, nici nu-și aduc aminte de Scriptura care zice: amar vouă celor ce vă săturați acum căci veți flămânzi, și celor ce vă îmbătați acum că veți înseta, pentru că ei socotesc că sunt bazme cele din Sfânta Scriptură și petrec fără grijă, cu dansuri benchetuind și în toate zilele, ca și bogatul cel din Evanghelie veselindu-se luminat. Însă câți dintre dânsii sunt milostivi și îndurați și fac bine săracilor și scăpătaților și ajută pe cei ce le trebuie ajutor, aceia cu leznire câștigă de la Dumnezeu iertare de păcatele lor și trec vămile fără supărare pentru milostenia lor, pentru că Scriptura zice: milostenia izbăvește din moarte și acoperă mulțimea de păcate. Cei ce fac milostenie și dreptate se vor îndestula de viață, iar cei ce nu se sârguiesc să-și curețe păcatele cu milosteniile, acelora nu le este cu putință să scape de aceste întrebări, căci îi răpesc aceia pe care i-ai văzut, întunecați la chip, boierii vămilor și muncindu-i cumplit, îi pogoară în chinurile iadului și îi țină legături până la înfricoșata judecată a lui Hristos. Deci nu ți-ar fi fost cu putință să treci acestea, de n-ai fi câștigat răscumpărarea din darurile cuviosului Vasile. Vama a cincea, ale nevirii. Astfel vorbind, am ajuns la altă vamă, ce se cheamă ale nevirii, unde se cercetează toate zilele și ceasurile cele petrecute în zadar și se opresc aceia ce mănâncă osteneli străine, iar ei nu vor să lucreze, precum și cei care sunt plătiți și după datorie nu lucrează. Se mai cercetează acolo și cei ce nu se îngrijesc de lauda lui Dumnezeu, se lenevesc în zile de praznic și duminici să meargă la biserică, la utrenie, la dumnezeiasca liturghie și la celelalte slujbe ale lui Dumnezeu. Trândăvia și neîngrijirea se cercetează acolo și fiecare mireanor duhovnic cu deamănuntul se întreabă de lenevire și de nepurtarea de grijă pentru sufletul său. De aceea mulți se duc de aici, din această vama lenevirii, în prăpastia iadului. Acolo și eu, spune Sfânta Teodora, fiind mult întrebată, nu mi-ar fi fost cu putință să mă eliberez de datoriile păcatului acelea lenevirii, de nu ar fi împlinit neajungerea mea dăruirea cuviosului Vasilie, prin care, răscumpărându-mă, m-am izbăvit cu darul lui Hristos. Vama a șasea, a furtului. Urcându-ne de acolo tot mai sus în văzduh, am ajuns la vama furtului. Acolo, vame și draci ai acelei vămi, cearcă cu deamănuntul sufletele despre feluritele păcate ale mituirilor, răpirilor și înșelătorilor, făcute întrascuns sau pe față. La vama aceea se face foarte mare cercetare. Sufletelor ce trec pe acolo, de-au furat, oameni, fecioare, femei, copii, dobitoace, păsări, bani, lucruri, haine, alimente, de-au înșelat pe cineva cu ceva, deși au însușit avere străină cu jurăminte false, mincinoase și cu viclenii, sau de-au găsit ceva și n-au dat înapoi, ori de-au împrumutat bani, haine sau altceva și nu le-au dat înapoi celui ce le-a făcut lor bine cu ele, sau cu diferite viclenii și ponegriri, au despuiat de pace și cinste pe aproapele, îndurerându-l până la sacrificiu și, în sfârșit, orice furtișac se cercetează acolo cu multă asprime și amănunțime.
La această vamă, deși ne-am împiedicat puțin, am trecut nedând mult acolo, pentru că nu s-au găsit în mine furtișaguri, afară de cele ce se făcuseră în copilăria mea foarte puține, și acelea din necunoștință și nepricepere, am trecut această vamă fără să dăm mult. Vama a șaptea a iubirii de argint. Urcând prin văzduh tot mai sus, am ajuns la vama avariției, a iubirii de argint, de bani sau a zgârceniei. Acolo era mai multă negură și ceață decât de la celelalte vămi prin care trecuserăm. Precum socotesc acele duhuri rele își formează necurarea aceea din adâncul pământului, din care își fac locuințele în înălțime, unde șed și cercetează pe iubitorii de argint, pe zgârciți și pe mâncătorii sângelui aproapelui lor. Însă milostivul Dumnezeu acoperindu-mă, în viața mea, spune Sfânta Teodora, nu m-am îngrijit de multă avere, nici n-am fost iubitoare de argint, ci de agonisit multe averi. Eu în viață mă îndestulam cu cele pe care mi le trimitea Dumnezeu mulțumindu-mă. Deci nu eram lacomă sau avară, ba încă din cele ce aveam, împărțeam cu o sârdie și cu bucurie săracilor și lipsiților de cele de trebuință. Pentru aceasta am trecut ușor și repede prin vamă. Vama a opta a cametei. Mergând mai sus și lăsând pe vame și draci de la vama zgârceniei, am ajuns la vama ce se cheamă cametei și a vicleșugului. Acolo se cercetează toți cei care își dau argintul sau banii lor cu dobândă, agonisindu-și dobândă necurată, precum și lacomii și cei care țin în casele lor lucruri străine ca pe ale lor. Acolo dracii vameși întrebători m-au cercetat cu deamănuntul de felurite părți ale acestui păcat. În fața acelei înfricoșate priveliști mi-au apărut în minte cuvintele dumnezeștilor scripturi: de vei împrumuta bani fratelui tău sărac din poporul meu, să nu-l strâmtorezi și să nu iei camătă. De vei împrumuta bani fratelui tău sărac din poporul meu, să nu-l strâmtorezi și să nu iei camătă, adică dobândă. Să nu dai cu camătă fratelui tău nici argint, nici pâine, nici nimic din toate cele ce se obișnuiesc de cămătare a le da cu dobândă. Neavând cu ce să mă învinuiască dracii, mă acuzau numai de vicleșug, că am amăgit pe cineva și am luat din ale lui. Dar fiindcă n-au putut dovedi acestea temeinic, scrâșneau cu dinții lor infernale asupra mea înfricoșându-mă. Noi însă am plecat de acolo mai sus, în văzduh, mulțumind lui Dumnezeu. Vama a noua a nedreptății. Urcându-ne noi și de acolo tot mai sus, am ajuns la vama nedreptăților și a păcatelor strigătoare la cer, asuprirea săracilor, văduvelor și orfanilor, oprirea plății slugilor și lucrătorilor, defăimarea părinților trupești și duhovnicești. Acolo se cercetează cu deamănuntul toți judecătorii cei nedrepți care judecă pe plată, mită, și care părtineși au partea celor vinovați, iar pe cei nevinovați îi osândesc. Acolo se mai cercetează și oprirea de plata lucrătorilor pământului, și cei ce vând cu lipsă și fac cumpene și măsuri nedrepte cu care negusătoresc, ca și orice lucru făcut cu nedreptate, se cercetează acolo. Atunci mi-au apărut înaintea ochilor sufletești hotărârile dumnezeștilor scripturi: cel ce face nedreptate își urăște sufletul său, nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Când judecați, să nu căutați în fața oamenilor să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare, să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu este Cel care face dreptate. Iar noi, spune Sfânta Teodora, cu darul lui Hristos,
Am trecut și de acea vamă, fără primejdie, dând ceva din darurile cuviosului Vasilie. Vama a zecea a zavistiei sau a dușmăniei. Trecând și de vama nedreptăților, am urcat tot mai sus, pe necunoscuta și fioroasa calea văzduhului, și am ajuns la altă vamă care se numește a zavistiei și a dușmăniei. Acolo se cercetează toți cei care s-au zavistuit unii pe alții, acolo se cercetează vrăjmășiile, urăciunea, neiubirea de frați și de aproapele, cu feluritele răutăți ce izvorăsc din aceste păcate ucigătoare de suflet. Asemenea și această vamă am trecut-o fără să mai dăm ceva, pentru că n-am zavistuit, n-am nedreptățit pe nimeni niciodată în viața mea. Și măcar că întrebau vame și aceia despre ura de frați, neiubirea de aproapele și de feluritele răutăți ce izvorăsc din acestea, cu îndurările Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, în toate cercetările acelea m-au găsit nevinovată, fără numai mânia diavolilor ce scrâșneau asupra mea am văzut-o și nu m-am temut de dânsii, ci ne-am dus mai sus, bucurându-ne. Vama a 11-a a mândriei. De acolo, călătorind noi tot mai sus în văzduh, am ajuns la vama mândriei și a fiicelor ei, iscodirea, trufia, slava deșartă, lauda, iubirea de sine, obrăznicia, înălțarea cu mintea, pregetarea în facerea binelui, mărturisirea fățarnică, lepădarea de dreapta credință cu trecerea la eresuri și superstiții, voia slobodă, obișnuința în păcate, neascultarea de părinții trupești și sufletești în toate cele ce ei învață după Dumnezeu, și în această vamă unde cu mândrie duhurile rele cercetează sufletele. Acolo se cercetează cu din adinsul dacă cineva n-a dat datornica cinste părinților, tatălui și mamei, asemenea și preoților și celor mai bătrâni și celor mai mari rânduiți de Dumnezeu și puși într-o stăpânire, și de o câte ori nu i-au ascultat pe dânsii și celelalte lucruri de mândrie și cuvinte în deșert. Eu însă, spune Sfânta Teodora, în viață fiind slujnică săracă și neavând a mă mândri cu unele ca acestea, am trecut printre acei dragi îngânfați, dând foarte puțin, deoarece am fost foarte smerită, cinstind pe părinții trupești, dar mai ales pe părinții mei duhovnicești. Vama a 12-a a mâniei și iuțimii. Urcându-ne de acolo tot mai sus pe treptele văzduhului, am ajuns la vama mâniei și iuțimii. Dracii aceia mă cercetau aspru și am anunțit despre feluritele laturi ale păcatului mâniei și iuțimii. La cea vamă era o mulțime mare de draci, foarte sălbati și fioroși, iar în fruntea lor era un boier drăcesc foarte înfricoșător, poruncind mânios și cu aprinsă iuțime celor din jurul său. Aceia, fiind umflați de mânia, iuțimea și răutatea lor, se mușcau unii pe alții ca fiarele sălbatice și neîmblânzite, tulburându-se și țipând groaznic, spăimântând totul din jurul lor. Ajungând noi în mijlocul acelor răi, se repezeau asupra noastră cu fețele lor însângerate de mânie și iuțime demonică. Mă cercetau punându-mi înainte toate păcatele mele, făcute în iuțimea și mânia mea, cât am trăit pe pământ. Dracii mă cercetau ori de câte ori m-am mâniat, iuțit, tulburat și am țipat la cineva, cu cuget rău și cu privire sărbatică. M-au cercetat chiar și pentru cere din dragoste sfântă, vrând a-l trage pe cineva din păcate,
și a-l pune în bună rânduială de m-am tulburat cu iuțime și mânia asupra lui, ori de l-am amărât, ori de l-am bătut, ori de m-am pornit asupra cuiva cu mânie, ținând în minte răutatea de am fugit amărâtă, ocărând și îngrozind. Toate acestea mi le arătau rând pe rând, însă n-au dobândit ce doreau, și așa am mers mai de înainte, bucurându-ne întru Domnul, acoperit fiind sufletul meu păcătos cu rugăciunile Părintelui nostru Vasilie. Vama 13-a, a pomenirii de rău. După aceasta ne-a stat înainte vama pomenirii de rău, la care cu nemilostivire se întreabă cei ce țin în inimile lor răutatea asupra aproapelui și cei ce răsplătesc răul cu rău. De acolo, cu multă mânie, duhurile cele rele aruncă sufletele în tartar, dar milostivirea Domnului nostru și acolo m-a acoperit, pentru că în viața mea n-am ținut răutate pe nimeni, n-am ținut răutate spre nimeni, nici n-am ținut minte răul pentru supărările ce mi s-au făcut mie și mai ales n-aveam răutate asupra celor ce mă vrăjmășeau și după puterea mea arătam dragoste spre dânsii, răsplătind răului cu binele. Și cu nimic nu m-au găsit a fi datoare la vama aceea, de aceea se tânguiau diavolii că plecam liberă din cumplitele lor mâini. Și iarăși ne-am dus mai departe, veselindu-ne întru Domnul. Și am întrebat pe sfinții îngeri ce mă duceau grăind: rogu-mă vouă, stăpânii mei, spuneți-mi, de unde știu aceste înfricoșate stăpâniri ale văzduhului, toate faptele cele rele ale tuturor oamenilor care trăiesc în toată lumea, precum și pe ale mele, că nu numai cele făcute la arătare, ci și cele de din taină le vădesc. Sfinții îngeri mi-au răspuns zicând: tot creștinul ortodox de la Sfântul Botez primește de la Dumnezeu pe Îngerul Său Păzitor, care nevăzut păzind pe om îl povățuiește ziua și noaptea spre tot lucrul bun, în tot timpul vieții lui, până la ceasul morții, și scrie toate lucrurile cele bune făcute de dânsul în viața aceasta, pentru care omul poate să câștige de la Domnul milă și veșnică răsplătire întru cerească împărăție. Asemenea și întunecatul diavol, cel ce dorește ca pe tot neamul omenesc să-l tragă la sa pierzare, pe unul din viclenele duhuri aproape îl pune. Dracul, în urma omului umblând, îi pândește lucrurile lui cele rele din tinerețe, la care îl și cheamă prin meșteșugirile sale, adică la orice rău pe care l-ar săvârși omul. Apoi, ducându-se la vămi, duce acolo păcatele oamenilor, pe tot cuvântul scriindu-l la vama ce îi se cuvine aceluia. Și în acest chip sunt știute de boierii văzduhului toate păcatele tuturor oamenilor din toată lumea. Iar după ce sufletul se desparte de trup și la ziditorul său se sârguiește a se sui întru cele cerești, atunci viclenii aceia draci îl opresc pe el, arătându-i înscris păcatele lui. De are sufletul mai multe fapte bune decât păcate, nu-l opresc. Iar dacă vor afla întru el păcate mai multe, îl opresc la o vreme și îl închid în temnița nevederii de Dumnezeu și-l miluiesc după cât puterea lui Dumnezeu îl lasă pe dânsii să-l miluiască, până ce acel suflet cu rugăciuni și cu milostenie celor de aproape ai săi primește răscumpărare. Iar dacă vreun suflet nu s-a spovedit și nu s-a dezlegat de păcate prin mărturisire în timpul vieții și s-a arătat atât de păcătos și urât de Dumnezeu încât să nu aibă nădejde de mântuire, ci veșnică pieire îl așteaptă, pe acela atunci îndată îl pogoară într-o adâncime a iadului. Al lor este locul cel gătit spre veșnica muncă și acolo îl ține pe sufletul acela păcătos până la a doua venire a Domnului, iar după aceea are să se muncească veșnic cu trupul împreună în ghena focului. Însă și aceasta s-o știi,
că pe această cale se suie și primesc cercetare numai aceia care sunt luminați cu credința în Hristos Dumnezeu și cu Sfântul Botez al Bisericii Ortodoxe. Iar necredincioșii păgâni, slujitorii de idoli, săracinii și toți cei înstrăinați de Dumnezeu, aici nu vin, pentru că încă fiind în trup sunt îngropați în iad cu sufletele lor și când mor, îndată, fără cercetare, sufletele acelor le iau diavolii ca pe o parte a lor și duc în prăpastia ghienei iadului. Vama 14-a a uciderii. Acestea grăind către mine, sfinții îngeri, am ajuns la vama uciderii. Acolo vame și aceia cumpliți cercetează cu deamănuntul pe creștini de păcatele grele ale uciderilor și mai ales uciderea de prunci în pântece, apoi tâlhăria, otrăvirea, uciderea fără de voie, îndemnarea la ucidere, la sinucidere și uciderea sufletească și toată rana, toată lovirea, oriunde, pe spate sau pe cap, ori palmă peste obraz sau grumaz, sau lovirea din mânie, cu armă, cu lemn, cu piatră, toate acestea cu deamănuntul se întreabă și în cumpănă se pun. Și noi și acolo puțin dând am trecut cu bine. Vama a 15-a a vrăjitoriei. Am trecut mai sus, apoi la vama vrăjilor, a fermecătoriei, a șoptirilor și a chemării diavolilor. Și erau dracii aceia asemenea cu jivinele cele cu patru picioare, cu scorpiile, cu șerpii, cu viperele și cu broaștele și strașnică și urâtă era vederea acelora, dar nimic acolo nu s-a aflat la mine cu darul Domnului meu și am trecut îndată, nedând nimic. Duhurile acelea, mânindu-se asupra mea, ziceau, vei veni la locurile cele de desfrânare. Vom vedea de vei scăpa de acolo. Pornindu-ne în sus, am întrebat pe sfinții îngeri care mă duceau. Stăpânii mei, oare toți creștinii ortodoxi trec pe la vămile acestea? Nu este oare cu putință vreunui om să treacă pe aici fără întrebare și fără frica aceasta ce se fac la vămi? Sfinții îngeri mi-au răspuns. Nu este altă cale pentru sufletele credincioșilor celor ce se suie la cer. Toți trec pe aici, dar nu toți se cercetează precum ești cercetată tu, fără numai cei asemenea cu tine păcătoși, care n-au făcut desăvârșit mărturisirea păcatelor, rușinându-se și tăinuind înaintea părinților duhovnici faptele cele de rușine. Pentru că dacă cineva cu adevărat și-ar mărturisi toate faptele sale cele rele, iar părea rău și s-ar căi de relele cele făcute în viață, apoi păcatele acelea mărturisite la duhovnic nevăzut se șterg de dumnezeiasca milostivire. Și când un suflet ca acela mărturisit trece pe aici, întrebătorii aceștia din vămile văzduhului, deschizându-și cărțile, nimic nu mai află scris întrânsere asupra acelui suflet, și nu pot să-i facă nicio supărare, nici să-l îngrozească, și se suie sufletul acela la scaunul Dumnezeirii ca să se închine și să se răsplătească cu fericirea veșnică în cerească împărăție. Dacă tu ai fi făcut desăvârșită mărturisire de toate păcatele tale și după dezlegarea duhovnicului ai fi făcut pocăință din destul, n-ai fi suferit niște groaznice și înfricoșate cercări ca acestea la vămile văzduhului. Aceste cercetări cumplite le pătimesc acei care neguțătoresc povedania, părăsindu-și duhovnicul și mergând la altul, aceia care spun la un duhovnic unele păcatele și la alt duhovnic altele, fără de nevoie și fără de binecuvântarea celui dintâi și mai iscusit. Cei care fac astfel ca să nu pară a fi prea păcătoși înaintea duhovnicului lor bun, iscusit și luminător, pentru a nu li se da canon greu, părându-li se că merg pe ascuns la altul și mărturisindu-se vor fi iertați, sunt socotiți ca niște preacurvari sau curvari spirituali,
Aceștia, necurățindu-se de păcatele lor, nu vor avea cale liberă de trecut vămile, deci care n-au cu ce plăti cad în adânc și la muncile iadului. Însă ție ți-a ajutat aceea că de mult ai încetat a păcătui de moarte și cu fapte bune ți-ai petrecut ceilalți ani ai vieții tale, dar mai ales ți-au ajutat rugăciunile cuviosului părinte Vasile, căruia i-ai slujit cu o sârdie. Vama a 16-a a desfrânării. Astfel vorbind, am ajuns la vama desfrânării, la care se cercetează tot felul de desfrânare și nălucirea, imaginarea păcatului desfrânării, cea cu mintea, și zăbovirea gândului într-acel păcat și învoirea cu necuratele și pătimașele atingeri. Iar stăpânul vămii aceleia ședea pe scaunul său, îmbrăcat în haină necurată, cu spume de sânge stropită, cu care acela, ca și cu porfiră împărătească, se împodobea și mulțime de dragi stăteau înaintea lui. Aceia, văzându-mă ajungând acolo, mult s-au mirat cum am ajuns până la dânsii și, scoțându-mi scrise faptele cele desfrânate ale mele, mă mustrau arătându-mi persoanele cu care am greșit în tinerețele mele și vremea când am greșit, ori noaptea, ori ziua și locurile în păcatul acela l-am făcut cu cineva și nu aveam ce să răspund, fără numai tremuram de frică și mă umpleam de rușine. Iar sfinții îngeri crăiau pentru mine către diavol. S-a părăsit de mult de lucrurile desfrânării, de mulți ani, și de atunci în curăție și în înfrânare a petrecut pusnicește. Răspuns au diavolii, și noi știm că de mult a părăsit păcatul, dar cu adevărat nu s-a mărturisit cum trebuia înaintea duhovnicescului părinte, nici n-a luat de la dânsul cuvincioasa poruncă spre pocăință de păcate. Nu s-a căit din destul pentru aceasta este a noastră, deci ori lăsați-ne-o nouă și vă duceți, ori răscumpărați-o cu fapte bune. Și puseră sfinții îngeri multe din lucrurile mele, iar mai mult din rugăciunile cuviosului Vasile și abia m-am izbăvit de primejdea aceea cumplită și ne-am dus. Vama a 17-a a prea desfrânării. Apoi am ajuns la vama marii desfrânării, numită și prea desfrânare sau adulter, unde se cercetează păcatele celor ce petrec în căsătorie. Dar credința în soțirii unul cu altul nu o păzesc, nici nu-și feresc patul lor curat. Asemenea și silirile la desfrânare. Aici se cercetează și persoanele cele sfințite și dăruite lui Dumnezeu, ce și-au făgăduit fecioria și curăția lui Hristos și n-au păzit-o de căderile în desfrânarea groaznică. La aceea vamă și eu m-am arătat a fi datoare și vădită am fost la o mare desfrânare. Și acum necuratele duhuri și nemilostivii cercetători voiau să mă răpească din mâinile îngerilor și să mă pogoare în adâncul iadului, iar sfinții îngeri, certându-se mult cu dânsii și toate ostenerile și nevoințele pe care le făcusem, aducându-le după aceea la mijloc, abia m-au răscumpărat, nu atât cu ale mele fapte bune pe care le-au pus acolo până la cea mai de pe urmă, cât mai ales din darurile duhovnicești ale părintului meu Vasile, din care foarte mult scoțând, au pus în cumpănă împotriva fără de legilor mele și luminându-mă ne-am dus mai departe. Vama a 18-a a Sodomiei și Gomoriei. Urcând ne-am apropiat de vama marilor nelegiuiri, la care se cercetează păcatele desfrânării cele peste fire, bărbătești și femeiești și împreunarea cu diavolii și cu animalele necuvântătoare, amestecările de sânge și alte păcate mai necurate făcute în taină, pe care rușine este a le și pomeni. Mai marele vămii aceleia se vedea mai rău decât toți diavolii cei înfricoșați, iar slugile lui erau într-acel chip negrăit și având nespusă mânie și înfricoșare. Aceia, ieșind de grabă împotriva noastră, ne-au împresurat, dar cu mila Domnului,
neaflând nimic în mine, au fugit cu rușine, iar noi, bucurându-ne, ne-am dus. Și grăiau către mine sfinții îngeri: ai văzut, Teodora, înfricoșatele vâmele desfrânării? Deci să știi că mai niciun suflet nu le trece fără supărare. De vreme ce toată lumea zace în răutatea smintelilor și toți oamenii sunt iubitori de plăceri, de sfătări și de desfrânare, iar gândul omului atârnă spre cele rele din tinerețele lui, și abia unii se feresc de necurățire desfrânării, dar puțini sunt cei ce își omoară poftele trupului. Deci puțin trec vămile acestea cu libertate, și cei mai mulți venind aici îndată pierd, pentru că diavolii cumpliți ai păcatelor desfrânării răpesc sufletele celor desfrânați și le trag în iad, cu amar muncindu-le. Și se laudă boierii de la vama desfrânării zicând: noi singuri, mai mult decât ceilalte vămi, umplem ghena iadului. Iar tu, Teodora, să mulțumești lui Dumnezeu, că iată acum ai trecut acele cercări cu rugăciunile părintelui tău Vasilie și de acum nu vei mai vedea rele, nici frică. Vama a 19-a a ereziei. După aceasta am ajuns la vama ereziei, unde se cercetează falsele raționamente asupra adevăratei credințe ortodoxe, se cercetează lepădarea de dreapta credință ortodoxă, unde se cercetează hulirea, blasfemia. Acolo se întreabă gândurile nedrepte și socotelile strâmbe față de credința ortodoxă, depărtările de drept măritoare a mărturisirii adevăratei credințe, neîndeplinirea făgăduințelor și îndatoririlor creștinești, îndoirea în credință, hulele asupra sfințeniei și altele asemenea acestora. În vremea acelor minuțioase cercetări pe care mi le făceau dracii infernale acestei vămi, mi-au apărut în minte luminoasele hotărâri divine însoțite de sfaturile apostolești și părintești din dumnezeiștele scripturi și din cărțile bisericești. Păziți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi îmbrăcați în piei de oi, iar pe dinăuntru sunt lup răpitori, după faptele lor îi veți cunoaște. Eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu mă primiți pe mine. De va veni altul, adică Antichristul, în numele său, pe acela îl veți primi. Mă tem ca nu cumva, precum șarpele a măgit pe Eva cu vicleșugul său, așa să se strice și înțelegerile voastre de la credința în Hristos. Dar acea vamă am trecut-o fără ispitire, pentru că în viață, având și păzind dreapta credință ortodoxă, nu m-am aflat vinovată. Și așa de acolo am mers înainte, apropiindu-ne de porțile cerești. Vama a 20-a a zgârceniei. Apoi ne-au mai întâmpinat dracii cei răi ai vămii celei de pe urmă, care este a nemilostivirii, cruzimii și a împietririi inimii. Întrebătorii vămii acele erau amarnic de iuți și stăpânul lor drăcesc era foarte cumplit, suflând cu nemilostivire și mare iuțime, asemenea focului infernal. Acel boier drăcesc se arăta foarte uscat și obosit, ca de o lungă și mare boală, plângându-se singur de răutatea lui, gemând ca un bolnav de patima nemilostivirii. Acolo, fără de milă, se cercetează sufletele nemilostivilor. Și de s-ar afla cineva de multe nevoințe săvârșitor, de posturi și de rugăciuni, și dacă acela a păzit curăția de a avut înfrânarea trupului său, dar a fost neîndurat și nemilostiv, închizându-și milostivirile sarele spre aproapele, acela de la acea vamă se duce în jos și într-un adâncul iadului se încuie și nici nu câștigă milă în veci. Dar noi, cu darul lui Hristos Dumnezeu, am trecut și acea vamă fără primejdie, ajutându-mi pretutindeni rugăciunile cuviosului Vasile
Cel ce a dăruit multe din lucrurile sale bune pentru răscumpărarea mea. Vama a 21-a a idolatrizării și a credințelor demonice. Trecând și prin vama aceea, după multe cercetări și groaznice înfricoșări, de acolo am suit mai sus pe calea văzduhului și am ajuns însoțită de îngeri la vama 21-a a slujirii de idol sau a idolatriei și a feluritelor credințe deșarte, superstiții satanice și drăcești, credințe, băbești, jocuri, vame și draci, ai acelei vămi cu șeful lor drăcesc aveau chipurile lor asemenea idolilor neamilor păgâne, asiatice, egiptene, prin care au înșelat sumedene de lume în cursul vremurilor. Unii aveau cap de bou, ca Baal, alții cap de lup, alții cap de crocodil și alte chipuri de capre, de felurite jivin și trătoare, după chipul idolilor din trecut și de astăzi. Ei au năvălit asupra mea ca mulțimea haitelor de sălbăticiuni din toate părțile. Ei au căutat și au cercetat mult catastifele lor, dar neaflând nimic contra mea, am trecut îndată și prin acea vamă, cu darul și ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, și cu rugăciunile cuviosului meu, Părintele Vasile. Vama 22-a a suleimenirilor. Plecând mai departe, am ajuns la vama acelora care se suleimenesc, făcându-și față albă și rumenă, care se vopsesc ca să se arate frumoase și să-i tragă pe tineri spre pofta curviilor, și acelora care se împodobesc cu felurite feluri de podoabe și cu flori și cu mirezme se ung, și dracii acelei vămi erau mârșavi și foarte grozavi și urâți, arătându-se ca și cum ar fi femei vopsite și cu feluri de podoabe pe capetele lor. Și alții dintre dracii aceia, cu mulțime de flori împodobiți, și ieșea o mare putoare de la dânsii, iar alții se arătau cu cutii, cu dresuri, cu păhăruțe pline de scârnăvi. Și dacă m-au văzut că sunt femei, au alergat asupra noastră, urlând și zbierând ca niște fiare sălbatice, repezindu-se să mă răpească din mâinile sfinților îngeri. Și făcând felurite mișcări curvești și măscărăciuni, în felurite chipuri și cercându-mă foarte cu deamănuntul, una câte una, dacă m-am aranjat, suleimenit, vopsit, dacă m-am dus la biserică aranjată și în ce zi m-am aranjat, de câte ori, ori de m-am spălat cu gând să mă fac mai albă, să plac celor care mă vor vedea, sau de m-am uns cu niscaiva miresme și un sor mirositoare pentru pofta curviei, nelăsându-mă după cum m-a făcut Dumnezeu. Și se mirau dracii aceia cum de-am ajuns până la cea vamă. Și eu tremuram de frică și, fiind femeie săracă, n-am făcut, nici nu am știut să mă fi drez vreodată. Dar uneori am mai făcut acest lucru și la undele m-am aflat vinovată. Și se repezeau dracii să mă răpească din mâinile sfinților îngeri. Și dând sfinții îngeri din cere ce mi-a dăruit Sfântul Vasile, am scăpat și de la cea blestemată vamă și strigau dracii și scrâșneau cu dinții și se lăudau că vor umple iadul de femeile care se aranjează și se împodobesc. Și ducându-ne vorbeau sfinții îngeri între dânsii, vezi, de la această vamă nu scapă niciuna din femeile acelea care se aranjează, se vopsesc și se împodobesc ca să se arate frumoase, că le răpesc dracii de la această vamă și le aruncă jos în iad, fiindcă ele socotesc că n-ar fi păcat. Și este mai mare că dă zminteală celor ce le vor vedea și răpesc pe tineri asemănându-se dracilor. Vama a 23-a a fumatului. Mergând înainte mai sus, am ajuns la vama aceea, unde sunt opriți aceia care fumează tutun sau trag tabac, și erau dracii păzitori ai acelei vămi foarte grozav și plin de fum și cu neguri acoperiți. Și toți erau cu lulele și cu tabachiere și slobozeau fum din nările lor ca dintr-un cuptor. Plin de iuțime infernală, dracii aceia fumați, fumători,
Au alergat înaintea noastră și văzându-mă că sunt femeie, s-au dezamăgit. Cercetându-mă cu deamănuntul, n-au aflat în mine păcatul acesta, pentru că eu nu fumasem, nici nu umblasem cu țigări sau să fi greșit cu ceva. Dracii acelei vămi a fumatului se lăudau tare că vor umple iadul de aceea cu aceea ce fumează tutun sau trag tabac. Noi însă, cu darul lui Dumnezeu, am trecut această vamă blestemată nesupărați, fără să dăm ceva celor vameși. La vederea vameșilor acelora ce suflau asupra cu duharea puturosului fum de tutun, mi-am reamintit din învățăturile dumnezeiești ale Sfintelor Scripturi. Pentru ce cheltuiți sargintul vostru nu pentru hrană și ostenerea voastră nu pentru sațiu? Isaia 55:2. Și ducându-ne, vorbeau sfinții îngeri, că la această vamă se opresc toți aceia care fumează tutun și trag tabac, fiindcă toată lumea s-a dedat după această buruiană, după cum a zis și prorocul Isaia. De la această vamă se opresc și se aruncă în iad toți fumătorii și fumătoarele, fiind de prisos și netrebnică fire omenești această rea obișnuire și dare sau bir satanic al tutunului sau al tabacului. Vama 24 a Simoniei. Ducându-ne înainte, am ajuns la vama Simoniei. Acolo se cercetează arhiereii, adică episcopii, care iau plată pe cele sfinte, vânzând darul Duhului Sfânt pe bani. Dracii acelei vămi erau foarte fioroși și grozav de mari, ca niște uriași. Fețele lor erau întunecate ca cerneala neagră, ca tăciunele, îngânfați și plini de mândrie. Ei se arătau îmbrăcați în odăști ca arhierei, ținând pungi cu bani în mâinile lor. Alți draci se arătau că dau bani la cei îmbrăcați ca arhierei. Dracii aceia se lăudau tare că vor umple iadul cu arhiereii care iau bani sau alte daruri pe hirotonii și cu aceia care dau bani ca să se facă diacon și preoți, fălindu-se că-i aruncă jos în iad la un loc cu Simon Vrăjitorul. La vederea fioroaselor chipuri infernale ale acelor vameși, mi-am adus aminte de cuvântul dumnezeieștilor Scripturi care zice: lepra lui Neeman să se lipească de tine în veci. Ajucând noi la această vamă și văzându-mă că sunt femeie, ne-au lăsat de-am trecut fără supărare și fără nicio dare. Intrarea sufletului Sfintei Teodora prin porțile cerului. Izbăvindu-mă eu, spune Sfânta Teodora, de la cele înfricoșate vârme ale văzduhului, cu multă inimă bună, cu bucurie și săltare duhovnicească, ne-am suit pe calea aceea tot mai sus, deasupra tuturor acelor vămi, și am trecut prin porțile cerului. Acelea străluceau mai mult mai luminos decât cristalul. Meșteșugul cu care erau făcute era minunat și ceresc. Ele erau alcătuite de Dumnezeu din stele luminătoare. Porțile acelea erau strălucitoare ca aurul cel curat și împodobite cu o prea minunată și negrăită frumusețe cerească, iar nu pământească. Tinerii portare care stăteau întrânsele erau luminoși ca soarele strălucitor, încinși și cu picioarele în chipul fulgerului. Aceia, văzându-mă dus acolo la ceruri de mâinile îngerești, ne-au primit cu mare veselie, bucurându-se mult de mine și proslăveau pe Dumnezeu, căci cu milostivirea sa acoperindu-mă a ajutat sufletul meu de a trecu slobot prin cumplitele primejdii de la vămile văzduhului și s-a eliberat de amari, fioroși și prea întunecați demoni cu o foarte mare bucurie și veselie cerească. Unor astfel de suflete bune, pe drept cuvânt, Sfânta Biserică le cântă: fericită este calea pe care merge astăzi suflete, că ți s-a găsit ție loc de odihnă. În același moment, Mântuitorul din înălțimile cerului adeverește: adevăr grezi vouă că multă și mare bucurie se face în ceruri, înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește și se mântuiește.
deslujește cineva mie să-mi urmeze mie și unde mă voi fi eu, acolo va fi și sluga mea. De va sluji cineva mie, îl va cinsti pe el tatăl meu. Veniți cei ce ați umblat pe calea cea strâmtă și cu scârbe, toți care înviață crucea ca jungul ați luat. Și mie mi-ați urma cu credință, veniți de luar darurile ce am gătit vouă și cu nunile cerești. Atunci sufletul îndesăvârșit ai veselie, psalmodiază acompania de sfinți îngeri. Deschideți-mi mie porțile dreptății și intrând în trânsele mă voi mărturisi Domnului. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin trânsa. Mărturisi-mă voi ție că m-ai auzit și te-ai făcut mie spre mântuire. Piatra pe care n-au socotit-o ziditori, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. O Doamne, mântuiește, o Doamne, sporește! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Blagoslovit v-am pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-au arătat nouă. Tocmit sărbătoare în cele frumoase până la cornurile altarului, Dumnezeul meu ești Tu și mă voi mărturisi ție. Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța, mărturisi-mă voi ție că m-ai auzit și te-ai făcut mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viac este mila Lui. Dumnezeul inimii mele și partea mea este Dumnezeu în viac. Iar mia bine mi-este mai lipit de Dumnezeu, lipitul s-a sufletul meu de Tine, Dumnezeule. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor! Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Altarele Tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine. Suirea sufletului Sfintei Teodora la ceruri. Urcând și trecând noi așa în plină bucurie prin minunatele porți ale cerului, suindu-ne tot mai sus în văzduh, am văzut un oian de ape mari, care se despicau cu văzduhul și fugeau dinaintea noastră. Aceea este apa cea mai presus de cerurile văzute. După trecerea noastră pe acolo, noianul acelor ape se întorceau iar la locul lor. Mergând noi tot mai în sus, am ajuns la oarecare văzduh groaznic și neînțeles. Un acoperământ imens era întins ca o piele de aur, care acoperea acea înfricoșată înălțime și lățimea văzduhului. Dedesubtul acelui minunat văzduh erau oarecare tineri frumoși, îmbrăcați cu o nemăsurată strălucire, roșii ca razele soarelui când apune. Picioarele lor erau albe ca zăpada luminată de soare, părul lor era strălucitor ca fulgerul și fețele albe ca lumina și încă și mai mult ei străluceau ca lumina cerească. Văzându-mă mâinile îngerilor care mergeau împreună cu mine, au alergat toți înaintea mea și se bucurau foarte mult că s-a mântuit un suflet în ceasul acela, învrednicindu-se a se sui pe treptele văzduhului în împărăția cerurilor. Petrecându-ne acei tineri minunat de frumoși, cântau o cântare prea dulce și foarte veselitoare la auz, pe care niciodată n-am mai auzit-o cât am trăit în lumea măgitoare. În dulceața acelei cântări îngerești ne-am suit tot mai sus pe treptele cerurilor ca să ne închinăm scaunului Dumnezeirii, lui Dumnezeu celui proslăvit în Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Domnul Domnilor și Stăpânul Stăpânilor, Împăratul Împăraților și Dumnezeul Dumnezeilor. Sfânta Teodora se închină a treia zi înaintea lui Dumnezeu. Luându-și zborul, îngerii s-au suit cu mine tot mai sus în înălțimea cerurilor, unde am văzut înaintea noastră un nor, nu ca acela care umblă pe sub cer, deasupra pământului și deasupra oamenilor,
ci cu totul altfel, minunat și luminat. Fața norului aceluia era foarte plăcută, ca floarea, ca garoafa și ca trandafirul cel foarte mirositor, dar cu mult mai frumos și mai strălucit la vedere și mai mirositor decât acestea însutit și înmiit. Norul acela minunat s-a dat în lături, făcându-le loc a trece înainte. Mai sus, deasupra acelui nor, s-a arătat un alt nor, întins ca un acoperământ alb ca lumina, și acela s-a dat în lături ca și cel dintâi. După aceasta s-a arătat un alt nor înaintea noastră, asemenea aurului, slobozind lumină ca focul din părțile lui cele de de-a dreapta, și acesta s-a dat în lături ca și ceilalți. De acolo mai înainte era o curte minunat de înfrumusețată, acoperită cu lespezi de aur, împestrițate cu multe feluri de frumusețe artistice și foarte plăcute vederii, asemenea unor flori, garoafe, crin și altele de mult preț. Din acelea ieșea cu belșugare multă mireazmă foarte plăcută, ca și cum toate ar fi fost un izvor îmbelșugat de bunătăți, foarte dulce și minunat de plăcut, încât mintea omului se clatină de frumusețea și buna lor mireasmă. Acolo stătea un om asemenea focului. În acel loc al cerului venea din înălțime de la Dumnezeu o mireasmă prea dulce și veselitoare. Mergând de acolo mai înainte, am privit în sus, tot mai în sus, în nemărginita înălțime. Acolo am văzut foarte înalt scaunul lui Dumnezeu, alb înmiit, slobozind raze ca niște fulgere ce luminau toate părțile acelea, săturând cu acea priveliște prea dulce pe toți cât s-au învrednicit să locuiască acolo. Împrejurul lui Dumnezeu stăteau niște tineri foarte minunați, încinși cu brâie de aur, fiind foarte înalți și strălucind prea frumos. Ei erau îmbrăcați cu haine strălucitoare de mult preț, atât de minunate, încât nu poate cuvântul omenesc a le descrie, nici a le povesti. Apropiindu-ne înaintea celui prea înfricoșat scaun care ni se arăta în nemărginită înălțime, acoperit și împodobit cu înțelepciunea, tăria, adevărul, bunătatea și cu dreptatea dumnezeiască, am văzut atât de mare slavă pe care nimeni nu poate să o spună. Atunci îngerii care mă povățuiau au cântat de 3 ori înaintea înfricoșatului scaun al dumnezeirii, slăvind cu cutremur pe nevăzutul Dumnezeu care se odihnește pe dânsul. Apoi iarăși s-au închinat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și cei ce stăteau în acea înălțime prea luminată au proslăvit pe Preasfânta Trăime împreună cu noi, bucurându-se de mântuirea mea. Acolo am auzit un glas foarte blând și lin, plin de multă dulceață și veselie, zicând celor ce mă aduseseră: duceți-o prin toate locașurile sfinților, după rânduiala ce aveți a face cu sufletele binecredincioșilor creștini ortodoxi, împrejurul raiului, apoi s-o duceți și jos în cele mai dedesubt ale pământului și de acolo s-o duceți și s-o așezați în locul său de odihnă, unde m-a rugat robul meu Vasile. Sufletul Sfintei Teodora e dus de Sfinții Îngeri prin rai. După ce ne-am închinat înaintea scaunului Dumnezeirii și ne-am închinat cu foarte multă și adâncă pietate lui Dumnezeu, ziditorul și purtătorul nostru de grijă, am plecat de acolo și ne-am dus la locașurile sfinților. Ajungând acolo, erau atât de mulți sfinți încât nu aveau număr. Ei luminau foarte ca niște raze prea strălucitoare ale soarelui când este la miază, sau așa cum sunt ele, foarte plăcute și roșii când apune. Acolo, în mijlocul raiului, erau întinse în chip negrăit, în forme de piramide, care slobozeau raze înfricoșate, locuințele cele de Dumnezeu zidite ale sfinților, în locul vederii cerești, unde curge izvorul cel fără de moarte,
apa și băutura vieții și odihna cea adevărată în care se odihnesc sfinții. Acolo am văzut niște palate împărătești foarte minunate, artistic lucrate și zugrăvite. Ele se deosebeau unele de altele. Acele minunate locașuri ale sfinților erau deosebite în strălucirea cu care erau zidite de dreapta lui Dumnezeu, în felurite forme arhitectonice destinate fiecarei tagme ale sfinților, ce stăteau acolo și petreceau în veci. Sfinții, privind acele minunate locașuri de mare frumusețe, nu se mai săturau admirându-le. Acele sfinte locașuri erau foarte deosebite între ele. Pline de lumină și pline de fericire erau locașurile sfinților apostoli, în alt fel erau ale prorocilor, în alt fel ale sfinților ierarhi, în alt fel ale sfinților mucenici, în alt fel ale cuvioșilor puznici și în alt fel ale drepților. Fiecare ceată de sfinți și fiecare sfânt își avea locuința lui, așa cum și-a pregătit-o din faptele lui cele bune pe care le-a făcut în lumea trecătoare. Toate erau mari, minunate și pline de fericire. Toți sfinții, când ne-au văzut, ieșeau din sfintele lor locașuri veseli, mă sărutau, se bucurau și se veseleau foarte mult de mântuirea mea. Mergând noi de la acele fericite locașuri mai înainte, am ajuns la sânul patriarhului Avram, adică în locul în care locuiește el. Acolo era multă, nepovestită și neveștejită slavă, plină de dulceața cerească, de trandafiri minunați și mult mirositori și de mireasma care izvorăște din acele flori cerești. Acel locaș minunat era plin de veselie multă și dulce, așezat într-un loc foarte frumos și bine potrivit. Într-un văzduh sănătos și dulce, care avea multă frumusețe și care procura multă desfătare și mânghiere omului care îl vedea. Frumusețea, strălucirea și bogata fericire care e acolo, oricât de multe chipuri le-aș cerca și m-aș ispiti să le arăt sau să le istorisesc, nici cu cuvântul, nici altfel nu mă simt în stare a le putea spune. Acestea s-ar putea pricepe în parte sau puțin când le va cerca cineva singur, de la sine, și le va înțelege cu mintea lui, pricepându-le după descoperirile dumnezeiești sau sfintele scripturi, viețile sfinților și istorisirile luminaților dascăl ai Sfintei Biserici. În acel loc sunt zidite palate cerești cu strălucite raze luminătoare ale tuturor patriarhilor, a lui Avram, Isaac, Iacob. Ele sunt zidite cu meșteșug dumnezeiesc de însuși Dumnezeu Atotputernicul, întocmite foarte frumos și cu multă maestrie, strălucind cu raze înfricoșate și nenumărate. Acolo locuiesc copiii cei botezați ai creștinilor care au murit fără de păcate. Acolo, împrejurul acelor locașuri, este nepovestită slavă și neîncetată bucurie. Acolo am văzut 12 scaune strălucite pe care ședeau cei 12 patriarhi, din care se trag cele 12 seminții ale lui Israel. Și precum vedea cineva raza soarelui care strălucește, dar nu poate s-o prindă nici de cum, așa și sufletele sfinților tuturor sfinților se văd de altcineva ca și cum ar avea trupuri, dar ca și razele soarelui nu se pot prinde de mâna trupească. În cele 6 zile date mie de Domnul, din ziua 3-a până în ziua 9-a, am cercetat raiul cu toate împrejurimile lui și am văzut negrăite frumuseți și fericiri ale sfinților din patria cerească. Acolo, în locașurile cerești ale raiului, am văzut și sufletele unora din rudeniile, prietenii și cunoscuții mei, din viața pământească care se veseleau minunat. Sufletul Sfintei Teodora se închină lui Dumnezeu a doua oară la 9 zile, apoi cercetează iadul. Uimită de frumusețile, plăcerile, bucuriile, veseliile și nenumăratele fericiri văzute în toate locașurile raiului, spune Sfânta Teodora. După aceea iarăși am venit a doua oară adusă de sfinții îngeri și m-am închinat înaintea lui Dumnezeu.
După aceea am fost trimisă în iad, în laturile cele mai de jos ale pământului, ca să cercetez și să văd muncile creștinilor păcătoși care au făcut păcate în viața lor și nu s-au îngrijit, precum și chinurile celorlalți păcătoși, schismatici, eretici și sectari. Acolo, în cele de dedesubt ale pământului, am văzut adâncul iadului unde a zdrobit Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, pe Satana și pe îngerii Lui. De acolo ne-am întors spre apus la locurile în care sunt amarele munci și pedepse ce așteaptă pe cei nefericiți. Sfinții îngeri mi-au arătat muncile păcătoșilor zicându-mi: vezi de câte munci te-a slobozit Domnul? Acolo, în unele subterane ale iadului, am văzut înfricoșatele temnițe în care erau încuiate sufletele păcătoșilor celor morți, care s-au născut din începutul lumii, multe, foarte multe, ca nisipul mării sau ca țărâna pământului, ca stelele cerului, ca frunza codrului și ca iarba de pe tot glomul pământesc. Sufletele acelea erau întemnițate în acea beznă și grozăvie infernală spre a nu putea să vadă niciodată prea dulcea lumină, din cauza lespezii păcatului ce zăcea asupra lor. Toate acele suflete întemnițate strigau și țipau: vai mie, vai mie! Și într-una, când strigau cuvinte de mare jale, plângând amarnic, ele flămânzeau de mâncarea cerească și însetau după băutura mântuirilor, și sufletele acelea, fiind goale de darul lui Dumnezeu, auzeau veșnic groaznicele mustrări divine: fiule, fică, adu-ți aminte că tu ți-ai luat plata în lumea trecătoare. Îngânfări, răzbunări, beții, îmbuibări, desfrânări, trândăvii, agonisiri deșarte, petrecere anticreștinești, laude umflate, ospeții păgânești, pogorârea în râdul dobitoacelor. Și toate sufletele acelea țipau groaznic de durere și chin: oh, vai, vai, vai! Și nimeni nu era cărea să le fie milă sau să le ajute. Mergând eu cu sufletul, spune Sfânta Teodora, prin întunecatele locuri în care se muncesc păcătoșii, se luminau locurile acelea de sfinții îngeri ca și cum ar fi fost lumină. Ei luminau pe acolo ca focul în întuneric. Sufletul meu atunci, în lumina aceea îngerilor, vedea toate muncile care se aflau acolo, pentru ca să știu din ce înfricoșată întunecime, amărăciune și grozave munci am scăpat. Nelăsându-mă a trăi în păcate și pocăindu-mă prin viețuirea cu cinste în poruncile Domnului, umblând cu multe feluri de chipuri creștinești în viața cea bună și duhovnicească în tot restul vieții pe pământ, cu treierând iadul cu muncile păcătoșilor, am văzut, spune Sfânta Teodora, și pe mulți dintre rudenii, prietenii și cunoscuții mei în timpul celor 30 de zile. Unul din prea dulcii îngeri care mă conduceau m-a întrebat zicându-mi: Teodora, oare tu știi cum că astăzi bunul tău părinte Vasile îți face pomenirea cea de 40 de zile, după rânduiala în care se pomenesc morți în cele 40 de zile? Auzind acestea ce îmi spunea Sfântul Înger, am cunoscut eu ticăloasa că au trecut 40 de zile de când murisem. Sufletul Sfintei Teodora se închină a treia oară în a 40-a zi lui Dumnezeu, care rânduiește provizoriu locul de odihnă. Harul milostivului Dumnezeu umbrindu-mă, m-am umplut de mângâiere văzând din ce primejdi și infernale grozăvii am fost izbăvită. Plină de adâncă recunoștință, am înălțat fierbinți rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu, care a rânduit să fiu povățuită și ajutată de duhovnicescul meu părinte Vasilie. Atunci m-au luat sfinții îngeri și, scoțându-mă din iad, m-au dus iar în înălțimea cerurilor într-un zbor ca gândul înaintea scaunului dumnezeirii. Acolo a treia oară m-am prosternat și m-am închinat lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, mulțumindu-i din răsputeri pentru nemărginita sa dragoste cu care a economisit mântuirea mea.
Din înălțimea scaunului Dumnezeirii Preasfintei Treimi, am auzit un glas prea dulce, foarte plăcut și mângâietor. Îngerii mei iubiți, luați acum sufletul acesta salvat și îl duceți în locașul robului meu Vasilie, care iată și azi, în a 40-a zi, se roagă pentru odihna lui. Sfinții îngeri, luându-mă de acolo, m-au dus în locuința aceasta pe care o vezi și care nu este a mea, cea cuviosului părinte Vasile, cel încredințat rob al Domnului și părinte duhovnicesc al nostru, și al altor fii și fiice duhovnicești. El, aflându-se încă în lumea cea trecătoare, cu viața lui sfântă, povățuiește multe suflete rătăcite, readucându-le lui Dumnezeu ca un dar de mult preț, ca o tămâie și mireazmă cerească prin buna pocăință, cu adevărata mărturisire, împlinirea canonului și facerea roadelor vrednice de pocăință spre lauda și slava lui. Privește și vezi că aici locuiesc și alte multe suflete împreună cu mine, pe care le-a povățuit la mântuire mai înainte de mine. El le-a păzit nevătămate cu darul lui Dumnezeu și le-a curățit așa bine încât s-au mântuit. Pentru că ai venit aici, apoi află că și sufletele robilor lui Dumnezeu Ioan și ale soției sale Elena sunt aici, pentru că l-au primit pe Sfântul Vasile în casa lor și au slujit lui în lumea trecătoare. Mai sunt și alte suflete aici în locașul acesta, acelea pe care el le-a învățat și le-a povățuit mai înainte cu mulți ani, aducându-le în viața aceasta cerească, dar numele lor nu-l știu nici de cum. Acum e vremea să mergem să vezi locașurile noastre. Află că Domnul meu, omul cel vorbitor cu Dumnezeu, bunul nostru părinte Vasile, a venit aici mai înainte decât tine. Părintele Grigorie vede pe Sfântul Vasile în locașurile cerești. Unele ca acestea, auzind eu, am urmat pe cuvioasa Teodora și am intrat mai înăuntrul minunatelor locașuri. Acolo căutam la doamna Teodora, cea vrednică de pomenit și povățuitoarea mea, și priveam la fața ei pe care se turnase de Sfântul Vasile un lemn sfânt și mir de mult preț, că era așa de luminoasă încât m-am spăimântat de această minune. Ea mergea înaintea mea purtând haină de in ca zăpada și capul ei era acoperit ca o luminoasă maramă, cu o luminoasă maramă. Mergând așa după ea, am intrat într-o curte pardosită cu lespes, cu totul de aur și împiestrițate multe feluri care străluceau cu multă podoabă prea minunată. Pe acelea nu era niciun fir de praf, nici paianje, nici altfel de gunoaie, nu se vedea acolo nici de cum. Printre acele prea strălucite lespezi de aur erau sădiți mulți copaci tineri, feluriți, foarte frumoși la vedere și minunat de plăcuți. Toate câte se aflau în acea mare curte maestoasă provocau celor ce le priveau nespusă bucurie, veselie și fericire. Căutând la răsărit, am văzut niște palate înfricoșate, făcute ca de foc, înalte și foarte minunate, dar n-am intrat în ele. Aproape de treptele palatelor acelora era așezat o masă mare, ca de 30 de coți, făcută dintr-o piatră de mult preț ce se numește smaragd și din care ieșeau niște raze prea luminoase. Acolo mai era sădit la răsărit un migdal prea frumos și foarte înflorit, plecat deasupra mesei ce o acoperea toată, dând o mare plăcere privitorului. Deasupra mesei stăteau niște acoperăminte de masă cu totul de aur în chipul fulgerului, ca niște pietre de mult preț, smaralde, safire, sardonic verde, galben și toate pietrele cele prețioase și scumpe, care erau un rai cu zugrăveli de nenumărate feluri și foarte frumoase. Bucatele care stăteau înaintea persoanelor pe masă erau niște minunate poame colorate foarte frumos, având pe ele flori roșii și albe ca și culoarea garoafelor, a trandafirului și a crinului mirositor și alte culori de multe feluri ce nu se pot povesti. Deasupra mesei erau puse flori foarte frumoase.
De asemenea, erau și multe poame minunate care slobozeau nepovestite mirezme, neînțelese de gândul omului și cu neputință le arăta prin cuvinte. Fiecare poamă avea mireasma ei deosebită și foarte plăcută. Toate mirezmele acelea erau înzestrate cu atât de mari daruri că dădeau o foarte mare veselie privitorilor, încât nu se mai săturau inimile celor ce le vedeau. Acolo era și sfințitul nostru părinte, Marele Vasile, șezând pe un scaun minunat în capul mesei. El se odihnea cu slavă mare ca un stăpânitor și domn al acelor frumuseți. Scaunul lui era verde și minunat, având de o deosebită strălucire înfricoșată și prea plăcută. Aceia care mâncau împreună cu dânsul din acele minunate poame și se mângâiau, nu erau oameni purtători de trup gros, ci fiecare din aceia erau ca o rază a soarelui luminos. Ei aveau fețele de oameni pline de vigoare, frumoși și tineri, cu toată alcătuirea părților mădularilor lor, dar în luminarea, frumusețea și în duhovnicia lor, nu se puteau deosebi mai bine și mai clar care erau bărbați și care erau femei. Acei fericiți oameni, parte bărbătească și femeiască, pe cât mâncau din acea masă minunată, pe atât se înmulțeau poamele cele împărătești și minunate pe acea duhovnicească și cerească masă, gătită de la Dumnezeu pentru toți cei care locuiau acolo. Toți care mâncau se săturau din cele puse pe masă și se arătau plini de bucurie și veselie. Ei vorbeau unii cu alții cu zâmbire lină și blândă, grăind între dânsi și cu glas dulce și prea frumos. Oarecare tineri luminați care străluceau ca zăpada de materialnică, subțire, neprinsă și nepipăită de mână omenească, le umpleau vasele cu băutură roșie în chipul trandafirului. Când cineva din aceia apuca cel minunat pahar să-l bea, îndată ce îl turna în gura lui, săturându-se de dulceața și lucrarea Sfântului Duh, stătea foarte mulțumit și fericit în toată ființa sa câtva timp, strălucindu-i fața ca un trandafir tânăr care iese din bobocul său. Toți aceia care le stăteau înainte și le slujeau erau niște tineri foarte frumoși și luminați la față, albi ca lână albă, brațele mâinilor lor erau mai albe decât laptele, îmbrăcați cu haine roșii, vopsite foarte frumos. Picioarele lor erau mai strălucitoare decât zăpada. Cingătorile lor erau ca niște curele vopsite, cu trei culori vii, ca un curcubeu ceresc. Pe capetele lor ei purtau niște cununi de aur, cu pietre de mult preț și cu mărgăritare, cu mare meșteșug făcute. Părintele Grigorie vorbește cu Sfântul Vasile în rai. Eu, luându-mă după minunata Teodora, care mergea foarte ușor și sprinte înaintea mea prin acele fericite locașuri ale raiului, unde se veseleau plăcuții lui Dumnezeu, am ajuns la părintele nostru Vasile, de care s-a apropiat și a vorbit pentru mine. În acel moment, el zâmbind a privit la mine și mi-a poruncit să mă apropie. Apropiindu-mă eu de dânsul, i-am făcut după obicei metanie până la pământ și ceream rugăciunea și binecuvântarea lui. Atunci l-am auzit zicându-mi cu glas încetişor: Dumnezeu să se milostivească spre tine, fiule, și să te miluiască, să-și lumineze fața sa peste tine și să te binecuvinteze, ca să te saturi de toate bunătățile pământești și cerești și să-ți ajute din locașul său cel preasfânt. Șezând eu, după primirea binecuvântării, jos pe lespedele acelea de aur, sfântul și iubitul meu părinte s-a atins cu mâna sa de mine și, ridicându-mă cu dragoste sfântă, arătându-mi cu degetul, mi-a zis: Vezi pe Teodora pe care o căutai să o vezi și pentru care mă rugai mult? Iată, de acum poți să știi ce s-a făcut cu ea și în ce loc s-a așezat. Așadar, să nu mă mai super mai mult pentru dânsa. În acel timp, cinstitul și binecuvântatul de Dumnezeu suflet al cuvioasei Maicii Teodora
căutând la mine cu veselie, îmi zise: Dumnezeu să-ți dea plată, fiule Grigore, că ai avut atâta grijă pentru mine smerita. Iată, pentru aceasta și atotputernicul Dumnezeu ți-a împlinit dorința ta, cum și pentru rugăciunea lui părintelui și dascălui nostru Vasile, care a făcut mari faceri de bine și bunătăți cu noi amândoi. În momentul acela când îmi vorbea așa, priveau cu multă plăcere la noi toți fericiții aceia ce erau de față la cea minunată masă, unde ședeau și se bucurau. După aceea, cuviosul Vasile a zis Teodorei: Mergi împreună cu el ca să-i arăți frumusețea pomilor și a tuturor bunătăților cerești care sunt în locașul nostru. Ducându-mă eu către porțile cele de-a dreapta ale grădinei, privind, am văzut o poartă minunată făcută din aur. Zidul acelei grădini era înalt înăuntru. Acea minunată grădină era împodobită cu multe verdețuri, cu copăcei de aur și cu trandafiri prea frumoși, plini de o bogată mireasmă. Minunându-mă eu de acea frumusețe și de dulceața cea nemăsurată, care nu se putea asemăna nici cu toate cele mai mirositoare mirezme ale lumii pământene, căutam cu mintea mea să cuprind cât mai bine acelea pe care mi le arăta. Apoi am văzut 70 de feluri de copaci și o mulțime nenumărată de felurite legume, flori și ierburi foarte plăcute care nu aveau număr. Fiecare din acei minunați pomi era îmbrăcat cu negreit rod. Ramurile lor erau plecate de mulțimea frumoaselor și plăcutelor roade care nu se veștejau, nici nu putrezeau pentru că erau cerești și fără de moarte. După cum observam, în ei se vedeau poame de acelea frumoase din care erau puse pe masă. Copacii aceia erau așa de minunați, încât mintea sta în loc uimită de vederea frumuseții lor, a lungimii și înălțimii lor și a plăcutelor și minunatelor lor roade. Niciodată în viață nu mi s-a întâmplat să văd astfel de pomari. Doamna Teodora mi-a zis atunci: Acestea te fac să te minunezi. O, te-ai fi văzut uraiul acela pe care l-a sădit dreapta Domnului la răsărit cu minunatele locașuri, palate, grădini, pomi, flori și alte multe bunătăți foarte plăcute. Te-ai fi înspăimântat foarte mult și ți s-ar fi uimit mintea ta și ai fi rămas înmărmurit. Da, fiule Grigorie, da, fiindcă de-ai fi pus pe acestea înaintea celora, acestea ar fi fost cu adevărat o umbră, un vis înaintea lucrurilor din trânsul, care stau pururi așa cum le-a făcut Dumnezeu, cum le vedeau chiar de pe pământ anumiți oameni aleși ai lui luminați de sus. Văzând eu acele minunății, am zis: Te rog, Doamna mea, spune-mi cine a sădit acest rai. Arată-mi, te rog, și aceasta de vreme ce n-am mai văzut astfel de lucruri minunate și frumuseți plăcute. Ea mi-a răspuns: Și de unde ai fi putut să vezi astfel de minunății și milă gătită de însăși mâinile atotputernicului Dumnezeu, aflându-te încă în lumea cea vremelnică? Toate acestea, fiule, pe care le vede sufletul nostru ca și cum ar fi pământești, sunt cerești și ne bucurăm de dânsele cu ființa sufletului nostru. Acestea, fiule, pe care le vezi în locașul acesta, sunt ostenerile și sudorile cuviosului părintului nostru Vasile, care din copilărie până la adânci bătrânețe și-a agonisit prin ostenerile lui, posturile, privegherile, culcările pe jos, rugăciunile, plecările genunchilor, metaniile, închinăciunile, răcelile de frig, relele pătimiri pe care le-a răbdat în pustietăți, mâncarea slabă a rodurilor sălbatice și a ierbii timp de mulți ani, mai înainte de a veni în Țarigrad din voia lui Dumnezeu pentru ca să se mântuiască mulți prin trânsul, lacrimile pocăinței și suferirea îngrozirilor și a loviturilor dureroase de la potrivnicii săi. Iată îndelunga răbdare cu mulțumire lui Dumnezeu a celora și altor lipsuri și suferințe, i-au agonisit lui acest minunat rai pe care îl vedem aici.
Da, fiule, să știi că toți oamenii lui Dumnezeu care pătimesc în lumea cea trecătoare, osteneli, necazuri felurite și rele pătimiri pentru împlinirea dragostei de Dumnezeu, a săvârșirii sfintelor lui porunci, se învrednicesc aici de astfel de plată și odihnă de la cel preanalt, bucurându-se în veci și veselindu-se pururea. Aceasta o arată și psalmistul David zicând, fericiți toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui, rodul ostenelilor tale vei mânca, blagoslovite va Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale, psalmul 127. Din aceste cuvinte reiese că oricine se teme de Dumnezeu și se ostenește a crede și a viețui cât mai curat creștinește, vremelnic se va bucura veșnic. Acestea și multe altele asemenea ne arată dumnezeieștile Scripturi, încurajându-ne la o viețuire cât mai bună, cât mai curată și cât mai duhovnicească. Minunându-mă eu, mult mă uimeam cum mi-a spus aceea că nu eram acolo cu trupul, ci numai gânditor cu sufletul. Între timp mă cercam și mă pipăiam pe mine însumi să văd de port trup, prinzându-mă și ținând cu mâna de cap, de corp, de picioare și mâini, pipăindu-mă și cercându-mă eu bine ca să cunosc carnea și oasele mele, mi se părea că aș fi ca și cineva care ar cerca să prindă văpaia focului sau razele soarelui și s-ar fi părut cum că mâna lui o ar ține pe loc, pe când în realitate nu ținea nimic, pentru că nu poate să le prindă ca unele ce sunt străine de fire. Așa am pătimit și eu, și având mintea întreagă și gândul meu, mă înspăimântam de acelea pe care le vedeam cu duhul și cu mintea mea. Apoi ne-am întors la curtea aceea și la partea pe care am intrat în locuințele raiului, am aflat toate pe care mai înainte le văzusem că erau pe masă, pe care o împodobia dumnezeiasca așezare. Apoi, heretisind eu pe fericita și iubita mea maică Teodora, m-am dus de acolo. Și smerindu-mă și venindu-mă în sine după această vedenie, mă minuneam singur de cele văzute în acea noapte din mila lui Dumnezeu. Apoi, mergând la părintele duhovnicesc Vasile Grigorie, i-a spus, cu adevărat, sfinte al lui Dumnezeu, așa sunt toate și așa le-am văzut precum mi le-ai spus. Nu este niciun neadevăr în descoperirea aceasta. Mulțumesc, mulțumesc și iarăși mulțumesc Domnului Dumnezeului nostru celui preanalt, care m-a ajutat pe mine ticălosul și nevrednicul ca prin astfel de mari bunătăți să te cunosc și mai bine și să fiu și eu sub acoperământul purtării tale de grijă și sub aripile lui Dumnezeu, ca să mă vrednicesc de aceste felurite, proslăvite și înfricoșate minuni. Și apoi fericitul Vasile cel Nou i-a zis lui Grigorie, de vei petrece bine în viața ta, așa precum voiește Dumnezeu, de vei fugi de răutate și vei lucra fapta bună până la sfârșitul tău, după Sfintele Scripturi, după învățăturile sfinte, adevărate, mult folositoare a Bisericii lui Dumnezeu și după sfaturile mele, te voi primi acolo după trecerea ta de aici ca să fii împreună cu mine în veșnicile locașuri pe care mi le-a dăruit Domnul. Să știi însă că eu mă voi duce din această lume mai înainte de tine. Apoi și tu, după puțin timp, vei urma mie cu viață plăcută lui Dumnezeu și lucruri bune, după cum i-a arătat mie Domnul. Dar ia seama bine ca în timpul acesta cât vei viețui în lumea aceasta, să nu iasă din gura ta lucrurile acestea pe care, cu darul lui Dumnezeu, ți le-am descoperit. Tu ai să scrii smerita mea viață și lucrurile mele pe care le vei lăsa la cei din urmă spre mare folos a celor a care le vor citi, asculta și urma. Înscrierea povestirilor acelora pe care le-ai văzut în descoperire, vei uni cu cele trecute și pe cele viitoare care se vor face cu voia și ajutorul lui Dumnezeu de aici înainte. Acestea zicându-mi bunul meu părinte Vasile, mi-a poruncit să mă duc la locuința mea și să mă silesc cu tot sufletul la mântuirea mea.
După aceea, în săptămâna jumătățirii, cea din mijloc a postului mare, în ziua de 25 martie a praznicului Bunevestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioare Maria, Sfântul Vasile cel Nou și-a dat sufletul său mâinile lui Dumnezeu, cinstitul său trup a fost înmormântat în mănăstirea Sfinților Mucenici Flor și Lavru. Atunci s-a făcut o vedenie unui om cinstit din Constantinopol, acesta a văzut o casă mare și minunată, ale cărei porți erau împodobite cu aur și cu pietre scumpe, iar deasupra porților era scris cu litere de aur astfel: Locașul și odihna veșnică a fericitului Vasile cel Nou. Citind aceasta, bărbatul acela se minuna de frumusețea zidirii acelei case. Pe când stătea el așa uimit, privind la acel minunat locaș strălucit și foarte frumos, iată un tânăr prea frumos ieșind, i-a zis: Ce te minunezi, omule? Voiei să vezi lucru și mai minunat? Deschizând porțile acelea, a văzut înăuntru palate prea frumoase și minunate, a căror frumusețe cuvârșea toată mintea omenească. Acolo, pe un scaun împărătesc, ședea cuviosul Vasile mare slavă, înconjurat de mulți minunați și luminoși bărbați și femei, bătrâni, tineri și copii. Acolo se vedeau și răsaduri prea frumoase și toate cele văzute erau pline de bucurie și veselie. Înăuntru acelui prea minunat, frumos și plăcut locaș, se auzea un glas zicând: O astfel de răsplătire iau după moarte toți cei ce l-au iubit pe Dumnezeu și i-au slujit cu o sârdie. Această vedenie a spus-o bărbatul acela multora și toți cei ce auzeau preaslăveau pe Dumnezeu și cinsteau pomenirea cuviosului Vasile cel Nou, plăcutului Dumnezeu. Fericiți, de mii de ori fericiți vom deveni și noi, de ne vom osteni cu bună chipzuială, pentru a ne învrednici părții iubitorilor de Dumnezeu cu sfintele rugăciuni, cu fapte bune și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh îi se cuvine cinste și slavă în veci. Amin.